Am găsit Biserica lui Iisus Hristos din ce în ce mai mult în ultima vreme, ori depresată, ori dezamăgită, ori confuză. Și m-am întrebat întotdeauna ce se întâmplă cu noi când ar trebui să fim din ce în ce mai serioși și îndreptați și agățați de mâna lui Iisus Hristos. Vorbim că vrem ca Iisus Hristos să vină cât se poate de curând. Vorbim de sensul acesta al așteptării noastre și în timp ce vorbim de lucrul ăsta, avem complexele noastre de inferioritate, avem complexele noastre de vinovăție, suntem nerezolvați într-un fel sau în altul și mă întreb de ce. În ce măsură Biserica lui Iisus Hristos, eu și cu tine, suntem gata pentru marile evenimente, extraordinarea provocare care stă înaintea Bisericii lui Iisus Hristos? Vremurile pe care le trăim nu sunt vremuri obișnuite, să fie foarte limpede. Sunt voci care spun, a fost așa și altădată, a fost așa și imaginații, vă spun ei, când a izbucnit cel de-al doilea război mondial, primul război mondial, toate atrocitățile de atunci, oamenii au zis că Iisus Hristos vine, au crezut că sfârșitul este atunci și iată că n-a fost sfârșitul. Oamenii spun, ne vom adapta, vom trece și de momentul acesta care este extrem de delicat, momentul ăsta de mare provocare socială, de mare provocare ideologică prin care trecem acum și spunem, acum e greu că nu știm unde vom merge, dar vom trece și peste acesta. Nu, vreau să vă rog din tot sufletul, aplicați la vremea pe care o trăiți cuvintele Scripturii și veți vedea că cuvintele Scripturii nu sunt în genul acesta. Scriptura nu vorbește așa. Din cauza asta, pentru că trăim niște vremuri deosebite, vă voi ruga să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Luca 10. Este unul dintre textele care m-au bucurat foarte mult în vremea din urmă. Versetul 23 și 24. Apoi Domnul Iisus Hristos s-a întors spre ucenici și le-a zis: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Vreau să vă întreb, se aplică sau nu se aplică la vremea de azi? Da sau ba? Ceea ce aș vrea să spun este următorul lucru. Problema nu este calitatea vremii, ci problema este cum vedem vremea de azi. Textul spune că sau dă de înțeles și ne spune că unii ochi văd ceea ce alții nu observă. Dacă noi nu vedem mai mult decât ceea ce vede lumea în ceea ce trăim astăzi, noi nu avem niciun motiv pentru ca să trăim mai altfel decât trăiește toată lumea. Dacă nu observăm în ceea ce se întâmplă astăzi mâna lui Dumnezeu, care închide istoria noastră prin actul final al implicării sale în această istorie, atunci noi nu putem să trăim altfel ziua de astăzi decât o trăiesc prietenii, colegii și generația noastră. În dimineața asta aș vrea să vă solicit o altă vedere, o altă privire. Vreau să vă întreb, dacă ar fi să vedeți altfel decât vede toată lumea, ce vedeți? Că Domnul Iisus, și întrebarea rămâne, dar până vă mai gândiți dumneavoastră, eu observ un lucru. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. De o vreme, în vremea ucenicilor, se întâmplau lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le vedeau, iar Satan avea toată intenția ca nimeni să nu le vadă. Venise, se întrupase Iisus Hristos și venise în Betleem în conformitate cu profeția. Se întâmplase profeția la vremea împlinită. Se întâmplase și un popor întreg nu se întrebase, Doamne, dar ce rost are porunca asta în care se cere ca tot să se înscrie? De ce se dă decretul ăsta? Care este rostul practic al acestei porunci
sociale care n-avea nicio legătură cu Scriptura iudeilor. Nimeni nu s-a întrebat lucrul ăsta. Și din cauza că nimeni nu s-a întrebat, s-a suit fiecare în cetatea lui Dobârșe, unii la Ierusalim, alții la Betleem, și în casa de poposire pentru oaspeți, casa a fost plină de toată lumea, în afară de Iisus Hristos. Și el a trebuit să stea într-o iesle și nimeni n-a văzut, dar nimeni n-a văzut că Iisus Hristos era acolo. A trebuit să vină niște magi din Babilonul vechi, care citiseră 2-3 pagini din profeția lui Balaam, în timp ce evreii stăteau cu toată Scriptura Vechiului Testament în mână. Ei cu Scriptura Vechiului Testament n-au văzut nimic, iar ceilalți oameni cu câteva pagini de prorocie balamică au urmărit steaua și au ajuns exact la iesle. A venit Ioan Botezătorul. A încercat să zguduie națiunea din temelii și să o facă să înțeleagă că a venit vremea nu numai pentru o pocăință individuală, dar a venit vremea pentru o reformă individuală, o reformă colectivă a națiunii. A încercat să-și trezească biserica care dormea de fapt. A lucrat Duhul Sfânt cu putere. Textul spune, oamenii erau scoși la Ioan Botezătorul. Cineva îi scotea, îi aducea la el. Și vă aduceți aminte când a venit ziua aceea, când Ioan Botezătorul cutremurat a strigat, acesta este mielul lui Dumnezeu. Acesta e mielul lui Dumnezeu. Și doi oameni s-au luat după Domnul Iisus Hristos în ziua aceea. Restul n-au văzut nimic. Păi vi se pare normal ca într-o grămadă de oameni, într-o mulțime de oameni care erau acolo, să înțeleagă ce spune profetul, că ei veniseră la profet, ei veniseră în vremuri profetice, ei veniseră să asculte profeția profetului și profetul vorbește și le spune, iată mielul lui Dumnezeu. Și toți știau ce e mielul lui Dumnezeu. Sinedriul, cei 70 de oameni special ai poporului Israel, care conduceau religios poporul la vremea aceea, erau acolo pentru un singur lucru în mod special. Aveau și alte datorii sociale, dar erau secundare. Dar rostul numărul 1 al acelui sinedriu era ca să fie gata, printr-o ultra-specializare teologică, să recunoască și să identifice venirea lui Mesia. Erau 70 de oameni care nu făceau decât asta. Că de asta se întreba poporul mai târziu, bine, bine, dar niciunul dintre mai marii noștri n-a descoperit că a venit Mesia. Și la un moment dat, cuvântul lui Dumnezeu spune, uite că omul acesta vorbește și mai marii noștri nu îi se împotrivesc. Nu cumva ori fi ajuns la concluzia că el este Mesia? Poporul fusese învățat că ei erau mecanismul specializat de identificare mesianică. Poporul era învățat că ei trebuie să dea semnalul că a venit Mesia. Și Ioan Botezătorul spune, a venit Mesia și niciunul nu zice, noi l-am văzut pe Mesia. Și încă o dată, pleacă de lângă Ioan Botezătorul doi oameni, doi ucenici, care îi spun Domnului Iisus Hristos, auzi, unde locuiești? Vi se pare că întrebarea lor are vreun element profetic? Are ceva biblic în ea? Se legase de ceea ce spunea Ioan Botezătorul? Era vreo legătură? Nu! Era o tentativă așa nehotărâtă. O fi, hai să vedem măcar unde stă și o mai vorbi cu el. Și toată ziua a rămas la el. Frații mei, așa se vede mântuirea. Așa se vede. Unde este puterea? Unde este forța? Unde este dinamismul? Unde este certitudinea? Unde este descoperirea? Unde e revelația? Unde este poporul care merge după cuvântul revelației? Unde e? Că vreau să vă spun că voi sunteți aceia.
A trecut Mântuitorul prin sate și i-a vindecat pe toți. Vreau să vă întreb, cine a văzut? Cine a văzut mai mult decât niște minuni? Cine a văzut mai mult? Că au văzut toți minunile. Toți doreau să fie tămăduiți. Toți doreau să mănânce pâine, dacă e posibil. Problema nu este că oamenii respectivi erau sceptici. Problema nu este că ei nu credeau în minunile respective, că iudeii umblau după minuni, iudeii umblau după miracole. Dacă se auzea undeva că este o minune, un miracol, jumătate de națiune se aduna la locul respectiv. Ca și noi astăzi. Imaginați-vă că ar fi undeva un predicator care a făcut o minune, a vindecat pe un, un bolnav de cancer. Spuneți-mi câți dintre noi astăzi am fi acolo? Sigur că da, am fi acolo, că vrem să vedem minuni, că așteptăm puterea lui Dumnezeu, așteptăm intervenția lui Dumnezeu, o vrem, o dorim. Nu e vorba că nu credem. Nu, credeau toți. Dar vă rog să observați, au rămas la nivelul ăsta al minunii, căutau minunea, au găsit-o și s-au mulțumit. Nimeni n-a trecut dincolo să vadă Mesia. Ori toate minunile nu trebuiau să facă altceva decât să ridice ochii oamenilor spre cer. Să ridice ochii oamenilor în căutarea lui Mesia. Dacă minunile nu făceau treaba asta, dacă învățătura nu făcea lucrul acesta, atunci și minunile și învățătura au valoare nulă. Haideți să aplicăm. Vreți să aplicăm la noi? Vă rog frumos, faceți dumneavoastră aplicație. Unde ne oprim cu privirea? Unde? În fiecare zi. Când te duci la serviciu și pui faianță. Când te duci în bucătărie și speli vase. Când te duci la birou și faci... Unde ți este privirea? Unde este ceiling-ul? Unde e tavanul? Ce vezi? Trăim lucruri în stânga și în dreapta. Se vorbește despre o nouă realitate socială numită globalizare. O vedea noi cum o fi. Păi bine, asta vrea Dumnezeu de la tine. Să spui, o vedea noi cum o fi? Sau Dumnezeu vrea să vezi altceva dincolo de treaba asta? Fenomenul religios este din ce în ce mai problematic astăzi. Nu doar prin dizidență, prin faptul că apar facțiuni care cred tot felul de năzbâtii. Nu despre asta este vorba. Este vorba că cei aleși încep să se clatină. Și dacă cei aleși încep să se clatine, ce vedem? E o problemă acolo, e o problemă dincolo. Nu, e clar, problemele sunt, le vedem. Nu cumva ar trebui să vedem ceva dincolo de probleme? Nu cumva ar trebui să trecem și să nu ne oprim aici? Familia nu mai e ceea ce a fost. Ne-am obișnuit și cu asta. Dar nu cumva ar trebui să trecem dincolo? Închinarea nu mai e ceea ce a fost. Nu pentru faptul că avem nostalgii trecute. Nu despre asta. Nu despre asta e vorba. Este vorba că orice schimbare care se petrece, nu se petrece niciodată de dragul schimbării. Noi, istoria, să știți, nu acceptă termenul acela scris undeva pe tribună, schimbare. Nu. Orice schimbare se face cu o motivație și cu un scop. De ce am schimbat? Cu ce scop? Treceți dincolo de partea teoretică a lucrurilor și vedeți care este motivația profundă a oricărei schimbări care se întâmplă în Biserica Adventistă de ziua șaptea. De ce schimbăm? De ce acceptăm schimbarea? De ce ni s-au dus gusturile? De ce nu mai vorbim ca altădată? De ce biserica mea până la urmă vorbește cum n-am crezut că se poate vorbi? Și mă uit online. Sunt creștini strânși online și vorbesc online și vorbesc cum eu nu-i recunosc ca fiind frații mei.
Sunt eu măsura tuturor lucrurilor? Nu. Cine-i de vină că nu-i recunosc așa? Cineva poate să spună, păi cine ești tu să hotărăști cine intră în cer și cine nu? Nu, nu, eu nu sunt niciodată la poarta cerului și nici vreunul dintre noi. Dar faptul că am schimbat ceva și faptul că ne permitem astăzi ca aproape să înjurăm, chiar dacă nu facem, am zis aproape, da? Adică am degradat atât de mult vorbirea noastră încât ne-am dus până acolo. Și uneori o facem în altar. Asta e o problemă. Și întrebarea mea este în Psalmul 73 zice: dacă aș vorbi ca ei, n-aș mai fi credincios copiilor poporului meu. Înțelegeți? Creștinii au fost întotdeauna recunoscuți prin limbaj, prin comportament, prin îmbrăcăminte, prin frumos, prin închinare, prin faptul că sunt speciali și diferiți de toată lumea. Așa a fost creștinismul. Când am schimbat, de ce am schimbat? Dați-mi un motiv. Ce am urmărit? Nu vă opriți la lucrurile exterioare acolo. Păi nu, că s-a schimbat lumea, s-a schimbat moda, s-a schimbat... Nu despre asta e vorba. Ei s-au schimbat. Dar noi când am schimbat, de ce am schimbat? Am plecat de la rămâne să hotărâm. O, dar vedea cineva ochii... Nu, iertați-mă. Dacă ochii voștri ar vedea lucrurile pe care... Cum ar fi? Textul spune, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Mai e ceva de văzut? În afară de lucrurile astea? Vă rog să observați, am trecut puțin și vi-am spus oful meu. Nu știu dacă este și oful dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb un lucru. Numai atât se vede? Dincolo ce se vede? Că vreau să vă spun limpede, vor veni magi din Babilon, că vor ieși, că a strigat Dumnezeu la ei, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, și vor veni magi dintr-o parte și îl vor găsi pe Iisus Hristos și noi ne vom întreba ce i-a adus. Noi ne vom întreba ce stea a răsărit pentru ei ca să-i aducă. În timp ce noi uităm să ne ridicăm ochii în sus pentru a vedea propria noastră stea. Că Dumnezeu, să știți, nu scoate stele numai pentru magii din Babilon. Dumnezeu scoate stele pentru toți aceia pe care îi are. Tu ai steaua ta pe care Dumnezeu o scoate pentru tine. Numai ridică ochii și vezi unde te trimite Dumnezeu. Ridică ochii. Caută. Uneori trebuie să cauți mult, uneori trebuie să cauți intens. Ioan Botezătorul a ieșit din familia lui în jurul vârstei de 15 ani. S-a dus în pustie și la 30 de ani i-a vorbit cuvântul Domnului. Vă dați seama cât a căutat Ioan Botezătorul? Câți ani? 15 ani. Uneori e nevoie să-ți cauți steaua 15 ani, dar nu te opri, caut-o. Nu te lua după altul, după cel din stânga, după cel din dreapta, pentru că întregul sens, întreaga fericire existențială, creștină, se află în această descoperire și anume, mi-am găsit locul în planul de mântuire, nu în faptul că îmi fac casă. În planul de mântuire, ăsta e locul meu. S-au dus oamenii mai târziu la Ioan Botezătorul și l-au întrebat, bă, cine ești tu? Spune-mi cine ești tu? Vor veni oameni la noi și ne vor întreba, tu cine ești? De ce vorbești așa? Cu ce drept ne spui un lucru sau altul? Care este autoritatea din spatele tău? Și oamenii vor să vadă dincolo de noi, vor să vadă mai departe că asta este
Ei vor să vadă mai departe. Uneori noi ne blocăm, dar ei vor să vadă mai departe. Și întreabă, unde e cel ce este dincolo de tine? Și Ioan Botezătorul le-a zis, 15 ani am căutat lucrul ăsta și după 15 ani am aflat. Eu sunt glasul celui ce... Da? Păi oameni buni, ne-a spus Dumnezeu că va veni rândul nostru să strigăm. Și ne-a vorbit despre marea strigare și ne-a vorbit despre un înger care trece prin mijlocul cerului. Ne-a vorbit despre toate lucrurile astea. Păi când vei dori să fii un înger care să treci prin mijlocul cerului, lumea te va întreba cu ce autoritate? Cine ești? Ce-i cu pretenția asta? Apropo, dacă ar trebui să răspundem, cine suntem? Și te rog frumos să nu răspunzi la nivel de general. Răspunde cine ești tu. Răspunde cine ești tu. Ferice de ochii care văd lucrurile care le vedeți voi. Oare le vedem sau trec pe lângă? Consider într-adevăr că Dumnezeu are de gând să facă lucruri extraordinare pentru noi. Consider că Dumnezeu a început să lucreze lucruri extraordinare și va continua să lucreze lucruri extraordinare pentru noi. Consider că trăim niște vremuri cum n-au mai fost. Dincolo de munca pe care o ducem în fiecare zi, dincolo de îngrijorările noastre, se întâmplă evenimente uluitoare care ar fi uluit profeții de altădată. Versetul 24 spune că vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut. Este un privilegiu regal. Mă uit la Sfânta Scriptură și înțeleg de aici că profeția nu este o problemă legată de omul de rând. Profeția este de înalt nivel, spune aici, regii au avut preocupări de felul acesta. Oamenii înalți, oamenii cu duh înalt, au căutat să înțeleagă ceea ce se întâmplă astăzi. Și ei au înțeles privilegiul timpului pe care îl trăim. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă în viața mea și în viața ta, să știți că problema este în legătură cu spiritul care este în noi și care ne guvernează viața. Despre Daniel se spunea, avea un duh înalt. Este vorba de înnobilare, este vorba de lucruri extraordinare pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră, care verifică calitatea credinței noastre. Aud voce astăzi în legătură cu profeția, ne-am săturat de atâtea animale și de atâtea fiare, nu mai vrem să. De când privilegiul acesta regal este respins de omul comun și de omul rând al generației mele? De când și de ce? Dacă felul ăsta de a gândi ține de regalitate, ține de oameni cu duhul sau cu spiritul înalt, dacă lucrurile astea se întâmplă așa, de ce? Există un fenomen, nu știu, reflex aproape de a uita, de a nu vedea și de a întoarce spatele. De ce? Haideți să mai citim o dată, că e frumos. Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Ar trebui să fim fericiți. În loc de dezamăgire, în loc de îndoială, în loc de blocaj, biserica ar trebui să fie plină de oameni care zâmbesc. Plină de oameni care chiar au dinamismul speranței. Plină de oameni care împărtășesc cu Dumnezeu experiențe unice. Asta e momentul pe care îl trăim azi. Unic, special, deosebit.
ferice. Căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi. Sau ce nu vedem noi? Cum e? Versetul 22, înainte acestora, spune așa: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Apropo, și mă întorc aici și cu asta aș dori să închei. Ce evenimente nemaipomenite, ce evenimente uluitoare are în vedere Scriptura când vorbește lucrul ăsta? Ce anume ar trebui să vedem astfel încât să ne dăm seama că trăim vremuri deosebite? Despre ce e vorba? Mă poate ajuta cineva? Se vede că sunteți la predică. Dumneavoastră tăceți și cineva trebuie să vorbească. Nu e așa. Despre ce e vorba? Ce ar trebui să vedem? De ce vremurile de astăzi sunt extrem de importante? Spuneam și altă dată. Există globalizare, așa e? Există. Ne îngrijorează? Nu. Poate că pe alții îngrijorează. Există inflație. Banii nu ne mai ajung. Ne îngrijorează? Da. Mulțumesc. Asta e. Despre ce să mai vorbim? Să vorbim despre faptul că războiul ne bate la porți și că e vorba de război atomic și așa mai departe. Îl scapă din mână sau nu îl scapă din mână? Ne îngrijorează sau nu ne îngrijorează? Poftim? De ce nu vă îngrijorează? Păi nu, e real. E programat și? E programat de oameni. Când oamenii se joacă cu focul, îmi puteți garanta că nu se vor arde? Avem îngeri care spune stați, stați. Mm-hmm. Acum apelăm la îngeri, sigur că da. La inflație nu apelăm tot la îngeri? De ce la război suntem cu îngerii dincolo? Nu. Mulțumesc. Mai departe. Să mai vorbim de altele? Și auziți, în plus, după ce că omenirea e și așa făcută ferfeliță de toate lucrurile astea, mai venim și noi și spunem, am uitat de Green Deal, am uitat de... avem ca sarcină în ultimul timp să salvăm planeta. Deci pe umerii dumneavoastră stă lucrul ăsta foarte serios. Trebuie să salvați și planeta în plus. Da. Poftim? Mă rog, cu toate. Da? Și deci dacă lucrurile stau așa și dacă mai e și cealaltă veste, vezi că vine pe deasupra și Iisus Hristos. 1, 2, 3, 4, 5... Mai e și sfârșitul acum. Păi nu? Păi nu ne spun ăștia de la Green Deal că vine sfârșitul. Mai vii și tu și la biserică spui, vine și sfârșitul. Of, e de bine sau de nebine? Vreau să vă întreb ce vedem. Cu ce mergem înaintea oamenilor? Ce le oferim? Și auziți, textul spune, nu există fericire mai mare decât să trăiești în anul 2024. Seamănă? Care este evenimentul care ar trebui să furnizeze fericire planetară? Revenirea Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc, dar aici zice ferice de ochii care văd lucrurile care le vedeți. E la timpul prezent, nu la timpul viitor. Acum, ce se vede? Evanghelia la orice făptură, semnele și așa mai departe. Vă mai invit să deschideți cu mine, că nu-i timp de asta. Ar fi frumos să mai stăm. Dar haideți să vedem. Există Daniel capitolul 7. M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. Vă rog să vă imaginați, pe norii cerului este o scenă cosmică și vine unul care semăna cu un fiu al omului, înaintează spre cel îmbătrânit de zile, a fost adus înaintea lui. E cosmic. E la nivel ceresc. Cel îmbătrânit de zile este cine? Poftiți? Cine e? E Tatăl. Mulțumesc.
Și înaintea Tatălui se pare că evenimentul cosmic este singular în istoria Universului și este rezultatul faptului că a început judecata, pentru că de la versetul 9 încolo se spune că un râu de foc curgea, ieșea dinaintea îmbătrânitului de zile, mii de mii de slujitori îi slujeau, zeci de mii de ori stăteau înaintea lui, s-a ținut judecata, s-au deschis cărțile. Și judecata aceasta este un fenomen cosmic, îmi imaginez că se petrece undeva sub bolta sanctuarului, bolta aceea imensă care cuprinde ea însăși Marea de Sticlă. Și acolo la Marea de Sticlă sunt slujitorii, sunt registre, sunt realități terestre aduse pentru judecată. Și judecata nu poate să înceapă până când vine cine? Poftiți? Mulțumesc, Iisus Hristos, e adevărat lucrul ăsta, dar mă uluiește titlul pe care îl are. Vine unul ca... Poftiți? Cine vine? Și acum spuneți-mi direct cine vine. Mulțumesc. Ziceți tare cine a zis. Vine omul. Vine omul. Deci într-un context de judecată extraordinar, vine omul. Pentru că în Iisus Hristos suntem ascunși toți. În Iisus Hristos noi nu stăm aici. În Iisus Hristos ajungem acolo și stăm înaintea Tatălui. Și vine omul. Cine-i omul? E Valentin, e Viorica, e cine vreți dumneavoastră. Vine omul acolo, în Iisus Hristos. Și suntem aduși de pe pământ, iertați-mă, suntem aduși dintre cratițele noastre, de la faianța noastră, din lucrurile de la greblat și de la cosit și de la săpat. De unde este adus omul în cer. Vă dați seama de mutarea aceasta de realități? Păi ne ia de la realitatea noastră care nu face doi bani și ne duce în fața Tatălui și ne confruntă cu Tatăl, pentru că nu poate să înceapă judecata până când omul nu e înaintea Tatălui. Și această întâlnire este fascinantă, este glorioasă. Textul este deosebit. Versetul 14. I s-a dat stăpânire, slavă, putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile. Cui? Cui s-a dat stăpânirea? Omului nou. Omului nou. Și aici apare întrebarea. De atâta vreme ținem omul vechi pe scaun. De atâta vreme. Dumnezeu spune că e nevoie de omul. Care om? Omul nou. Iată-l. În Iisus Hristos. Pentru că omul nou, spuneți-mi, când se naște un om nou în Valentin, ce nume are? Omul nou care se naște în Valentin, dați-i un nume. Mulțumesc. Dați-i un nume. Cum îl cheamă? Poftim? Valentin, mulțumesc. Dați-i un nume. Mulțumesc. Ăsta e. Zi mai tare. Iisus Hristos. În Valentin dispare Valentin și se naște Iisus Hristos. Și pe norii cerului vine unul ca un fiu al omului și Valentin e în el datorită faptului că în Valentin e numele Iisus Hristos. Te rog frumos, nu mai rămâne Valentin. Te rog frumos, nu mai rămâne Ion. Te rog frumos, nu mai rămâne ce ești. E vremea ca să te duci cu Iisus Hristos înaintea Tatălui. Că Domnul Iisus Hristos spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ce poate fi mai frumos decât lucrul ăsta? Și după scena asta a judecății, în care este o scenă de final, de istorie. Istoria mea se va încheia în felul acesta, cu Iisus Hristos venind ca un fiu al omului înaintea Tatălui și se dă slavă, cinste, putere și așa mai departe. Și gloria lui, slava a lui, închinarea este a lui. Așa se termină istoria aceasta. Și în timp ce națiunile se pregătesc pentru propria lor încheiere de istorie, pentru stilul lor de final, este Dumnezeu care modelează finalul în felul lui, în perspectiva lui, în înțelepciunea lui, în răscumpărarea lui. Și de aici încolo depinde ce vezi.
vezi, încheierea terestră a istoriei sau încheierea cerească a istoriei. Cum o vezi? Mă întorc în Luca 10 și zice așa: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Nimeni nu știe cine este Fiul decât dacă îl arată Tatăl. Toate lucrurile sunt în mâna mea. Cu trimitere la acel moment când a venit înaintea Tatălui. Spuneți-mi, cum numiți evenimentul respectiv? Cum îl numiți? Glorios, mulțumesc, ăsta este un calificativ. Cum îl numiți? Dați-i un nume. Poftiți. Nunta, mulțumesc, tare frumos. Frații mei, e sărbătoare. E sărbătoare. Aș vrea să observați un lucru. La finalul cărții Apocalipsei, îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos, câte coroane are? Una? Mulțumesc. Câte coroane are? Haideți! Haideți, că doar sunteți ai cuvântului, toți. Cine a zis multe? Multe cununi împărătești. Fraților, Domnul Iisus Hristos n-a fost încoronat odată. N-a fost încoronat de două ori. A fost încoronat de multe ori. Tatăl îl încoronează într-o activitate succesivă. Domnul Iisus Hristos a fost încoronat în momentul în care a fost înălțat la cer, după înviere. Da? S-a fost înălțat la cer, a ajuns înaintea Tatălui și a început sărbătoarea, încoronarea lui Iisus Hristos. A știut pământul de această sărbătoare sau nu? A știut sau nu? Da sau nu? Ziceți! Ho, ho. Ziceți, a știut sau nu? Cum se numește? Pe ce dată a fost sărbătoarea respectivă? Mulțumesc! Aia a fost... Vă rog să observați cât de clar este. Este dată precisă în care Domnul Iisus Hristos a fost încoronat la nivel de cer. La cincizecime, apostolul Petru se ridică și spune: s-o știe casa lui Israel că acum Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit. Acum! Și care a fost dovada că acum sau atunci a avut loc lucrurile? Exact la data aceea. Coborârea Duhului Sfânt, și zice Petru, a dat Dumnezeu ce vedeți și auziți. Deci, dragii mei, sunt evenimente de corelare spațială și nu e vorba de geografie aici, e vorba de planul mântuirii lui Dumnezeu. Noi nu stăm în afara mântuirii lui Dumnezeu. Noi nu suntem niște mistici care așteptăm și nu știm ce așteptăm. Dumnezeu ne face părtași planului lui, în care ceea ce face Dumnezeu în cer, același lucru e și pe pământ. Ca așa zice rugăciunea Tatăl nostru, nu? Cum e în cer și pe pământ. Și de aia, în 1844, ce se întâmplă? Haideți, că știți! I-a dus înaintea Tatălui și este încoronat din nou. Este încoronat din nou și este încoronat ca judecător, pentru că, să știți, aici nu e vorba de titluri secundare pe care le primește Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos primește lucruri sau titulaturi definitive, universale. El este încoronat ca judecător. Scena din Daniel, capitolul 7, este scena acestei încoronări, când Domnul Iisus Hristos devine, pe lângă marele nostru preot, devine și marele nostru judecător. Și când este judecător, vine ca un fiu al omului. Cu alte cuvinte, ne este reprezentant mai mult decât oricând. Apropo, judecătorii din Vechiul Testament ce funcție aveau? Ce funcție aveau? Când Dumnezeu l-a ridicat pe Gedeon, l-a ridicat ca judecător în Israel, dar l-a ridicat și ca eliberator. Judecata este realizată și este făcută pentru eliberare. Dacă Iisus Hristos vine și este încoronat ca judecător al nostru, înseamnă că eliberarea e aici.
Vreau să vă întreb, ne purtăm ca niște oameni în apropierea eliberării? Dacă ai fi în lagărul din Auschwitz și dacă ai ști că mâine te eliberează, cum ai fi? Cum ai trăi? Că în lagărul de Auschwitz suntem. Nu știu însă dacă suntem conștienți de eliberare. Cum ar trebui să trăim? Cum ar fi? Vreau să vă întreb. Suntem încă în lagărul din Auschwitz. Dar puteți zâmbi. Textul spune, ferice de voi. Ferice de ochii care văd lucrurile care le vedeți voi. Vreau să vă întreb, vedeți? Nu-i vorba de dacă vede vecinul, dacă vede pastorul, dacă vede cei de la conferință. Nu, tu vezi? Tu mai vezi? Că marea noastră problemă e nevederea. În dimineața asta, tot ceea ce a însemnat dimineața asta este o provocare care se încheie cu aceste cuvinte. Cât de fericit ești! Ce-ți văd ochii? Cât de fericit ești de ce-ți văd ochii? Nu mai fiți triști. Nu mai obosiți. Nu vă mai tânguiți. Nu mai fiți victime. Vă rog din suflet, fiți oameni biruitori și victorioși prin Iisus Hristos. Vă stă la dispoziție o forță extraordinară. Puteți să fiți oameni cum pământul ăsta n-a mai văzut. Numai dacă veți vedea lucruri care nu se văd. Aș vrea ca așa cum stăm să înălțăm o rugăciune. Tatăl nostru, fi slăvit, onorat și binecuvântat de poporul tău pentru lucrurile extraordinare pe care le faci pentru lumea noastră. Îți mulțumim pentru că pregătești cerul, pentru ca lumea aceasta să poată să primească din mâna cerului biruința lui Iisus Hristos pe care a obținut-o pentru noi. Ca oamenii ai tăi, venim înaintea ta să te rugăm, Părinte, să faci să ajungă la noi Duhul tău cel Sfânt, ca rezultat al încoronării Domnului Iisus Hristos la nivel ceresc. Ajută-ne să înțelegem, să experimentăm și să trăim vremurile glorioase ale mântuirii și nu vremurile pline de stres și de frustrare ale lumii acesteia. Ia viața noastră și mut-o în cer ca să trăim cerește pe un pământ atât de blestemat. În numele Mântuitorului te-am rugat. Amin. Frații mei, cât e ceasul? 1? Fix? Vă aduceți aminte că v-am promis că țin un sfert de oră la început? Vreau să vă spun că nu există nimic mai fără timp decât atunci când intri în împărăție. Stăm afară de împărăție, atunci sună toate ceasurile din lumea asta. Când intri în împărăție, e fără ceas. Bun, haideți să facem ceva. Organizatorii, la ce oră trebuie să fim la masă? Masa e liberă, deci o să avem acolo... Bun, nu v-am întrebat dacă e liberă. Fratele meu, hei, n-am întrebat dacă e liberă. Vreau să te întreb la ce oră trebuie să ajungem. Ajută-mă cu asta. Silviu a dat vina pe tine. Bun. Frații, vreau să vă spun că din cuvintele voastre vă scoateți fără vină.
Da, săptămâna trecută când am fost în Germania, a fost de la 3 după amiază până la 8. Fără pauză. Bun. Întrebări dacă sunt. Hai că mergem la masă, că nu e nicio întrebare. Te rog. Petica. Ce avem noi de-a face? Care este datoria omului care e orb și nu vede? Cum ar putea el să ajungă să facă? Domnul Iisus Hristos s-a dus la un orb de pe marginea șanțului și l-a întrebat: păi, Valentine, îl chema Bartimeu, păi ce să-ți fac? E mare lucru să știi ce vrei de la Dumnezeu. Putem să zicem așa, păi toată lumea știe că un orb vrea să capete vederea. Nu, nu e așa. Sunt orbi care vor să capete bani. Se numesc cercetori. Sigur că da. Suntem orbi, dar vrem să avem ceva de pe aici. De asta Domnul ne întreabă, băi, tu ce vrei? Acum, câți dintre noi s-au rugat lui Dumnezeu foarte serios? Doamne, vai de capul meu că eu nu văd. Te rog frumos, fă ceva pentru mine. Învață-mă, Doamne, să trăiesc ca în împărăția Ta. Calitatea rugăciunii trebuie să se schimbe total. De la formulele noastre supra-generalizate, Doamne, iartă-ne păcatele care le-am făcut cu voie și fără voie, trebuie să ajungem să strigăm lui Dumnezeu exact ce vrea Dumnezeu să facă pentru noi. Și dacă sora noastră a vorbit despre faptul că a trebuit să se roage punctual pentru ca să știe ce să facă fata ei la examen, probabil că mai punctual ar trebui să fim noi în materie de mântuire. Doamne, Tu știi că mint, da? Ați văzut adventiști care mint? N-ați văzut? Bun. Și atunci trebuie să zici, Doamne, te rog frumos, ajută-mă să nu mai mint cu orice preț. E greu sau ușor? Greu sau ușor? Auziți? Știți de ce un fumător nu se lasă de țigări? Pentru că el are impresia, băi, și așa nu mai am nimic în lumea asta, toată lumea e gri, numai când am o țigare, lumea apare mai colorată, prin fumul țigării, așa. Și dacă mi-o ia și pe asta, cu ce rămân? Știți, așa este cu dacă ne ajută Domnul. Dacă vrei, spune-i Domnului că vreau să nu mai mint, Doamne, și ca orbul Bartimeu vei primi ce ai cerut. S-ar putea să ți se pară lumea puțin mai gri, s-ar putea să ți se pară mai greu, că știi, dacă vrei să nu mai minți, trebuie să nu mai ai nimic de ascuns. Câți dintre noi nu mai au nimic de ascuns, dar chiar nimic? Că noi cu minciuna le ascundem. Facem față. Dacă ar trebui să nu mai mint, facem față sau nu? Ca să nu mai au nimic de ascuns în mine, vă dați seama cât de frumos trebuie să fiu? Adică să te uiți la mine și să-ți placă să vezi tot, așa, radiografie. Câți dintre noi sunt de acord cu treaba asta? Și atunci de asta vă spun, cred că ar trebui să știm ce avem de făcut. Or, ca să avem ce avem de făcut, ar trebui să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne spună. Aveți grijă că de multă vreme, toți dintre noi ne-am împotrivit cercetării și tot am vrut să nu fie chiar așa cum se pare. Spiritul profetic spune că a venit vremea ca mărturia clară și hotărâtă a Duhului lui Dumnezeu trebuie să vorbească din nou. Clară și hotărâtă. Și dacă vreți, și asta este ultima parte a întrebării fratelui Petrica, întorceți-vă la mărturii. Citiți, vă rog, mărturiile Elenei White și acolo veți descoperi cât de în urmă suntem. Acolo veți vedea cât de orbi suntem. Și acolo vom descoperi că avem de ce să ne rugăm. Deci aproape că aș vrea să insist asupra lucrurilor astea mereu și mereu.
Întorceți-vă la Scriptură și la Spiritul Profetic. Luați iară Scriptura, citiți-o, luați-o jos. Luați-vă timp pentru studiu, cum n-ați făcut niciodată până acum. Luați mărturiile, parcurgeți-le. Încercați să ne lăsăm conduși de Dumnezeu. Asta e finalul acestei întrebări. Vă rog. De ce și ei care văd sunt doi? Când le-a spus la preot, voi care vedeți sunt doi, sunteți. Mă ispitiți puțin. De ce? Păi uite de ce. Eu nu m-am referit la preot, la pastor, nu, eu m-am referit la textul. În momentul în care te-ai explicat, no? S-a încurcat de tot. No? General, nu am spus. Am înțeles. Nu, că da. Eu sunt tort. Și văd, dar sunt tort. Bă, fratele meu, eu nu sunt cu nimic mai bun ca mata. Nu. Eu sunt pastor. Stai, eu n-am luat-o personal. Dar ai dreptate. Și asta vreau să spun, că ai dreptate. Nu, mă refer noi. Dar ai dreptate. Tot suntem. Dar ai dreptate. Deci, frații mei, problema mea ca pastor, problema noastră ca slujitor, este că nu facem parte din altă categorie. Noi suntem în aceeași categorie. Noi avem nevoie de aceleași medicamente. Noi avem nevoie de aceeași rugăciune. Noi avem nevoie de aceeași întoarcere la Spiritul Profetic și la Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să facem lucrul ăsta cel din tâi. Noi avem nevoie. Ce rost are să spun, stai puțin că eu sunt mai bun. Nu, nu sunt mai bun. Da? Că de asta suntem împreună, de asta suntem frați. Că atunci când ne rugăm, să ne rugăm împreună și rugăciunea mea să fie ca rugăciunea ta și rugăciunea ta ca rugăciunea mea. Să ne sculăm de acolo, iertați, schimbați, transformați, primiți de cer. E nevoie de lucrul ăsta extrem de mult. De ce cei ce ar trebui să vadă nu văd? De asta. Sinedriul care trebuia să-L descopere pe Domnul Iisus Hristos, l-a avut între ei pe Sfântul Pavel. Marea dezamăgire a lui Pavel, după ce s-a întâlnit cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, a fost, el s-a pocăit, știți, după viziunea pe drumul Damascului, după ce a căzut jos de pe cal, s-a pocăit, a și fi fost botezat. Dar vă aduceți aminte ce a făcut imediat după asta? Ce a făcut Pavel după momentul căderii de pe cal? Și a botezului. Poftim? A orbit, a fost vindecat, s-a dus în cetate și după aceea ce a făcut? S-a dus la Ierusalim. Mulțumesc. Ce a făcut? Mulțumesc. A plecat 3 ani în Arabia și a luat toate cărțile cu el, toată biblioteca, s-a dus în Arabia și a zis eu nu mă întorc înapoi până nu voi înțelege de ce națiunea mea și eu și Sinedriu l-am ratat pe Iisus Hristos. El a trebuit să înțeleagă. Pentru că din punct de vedere al poziției lor aveau mandatul să-L găsească pe Iisus Hristos. Și cum se poate să nu-L găsească la naștere, cum se poate să nu-L găsească, să nu-L înțeleagă la cruce, să vadă cu ochii lor minunile și să nu priceapă, să vadă în Sinedriu fața lui Ștefan strălucind ca o față de înger și să nu priceapă nimeni. Cum e posibil lucrul ăsta? Se duce 3 ani de zile și o ia înapoi cu Vechiul Testament și o ia de la capăt căutându-L pe Iisus Hristos cu disperare. Și după 3 ani și jumătate se întoarce înapoi și le scrie evreilor scrisoarea aceea faimoasă, numită scrisoarea Sfântului Apostol Pavel către evrei. Și acolo îi ia și le spune, băi, știți unde am greșit noi? Citiți, vă rog, cartea evreilor, citiți-o încă o dată și veți vedea unde spune Pavel că au greșit ei. De ce nu l-au găsit pe Mesia, pe Iisus Hristos? E una dintre cele mai zguduitoare, cele mai frumoase mărturii și sinteze ale Vechiului Testament. În Cartea Evreilor, Pavel face această sinteză rabinică a Vechiului Testament.
Și le arată evreilor cum ar fi trebuit să gândească el, ce înseamnă preotul, ce înseamnă sângele, ce înseamnă animalele, ce înseamnă sanctuarul ceresc, ce înseamnă sanctuarul pământesc. Toate sunt acolo în cartea evreilor. Este extraordinar. Este un răspuns al Noului Testament la Vechiul Testament. Când vorbiți cu oamenii de jur împrejur, când încercați să-i faceți să înțeleagă Scriptura și când vedeți că dau Vechiul Testament la o parte, duceți-vă rapid în Epistola către Evrei și vorbiți cu ei din Epistola către Evrei, către înapoi, către Vechiul Testament. E fascinant lucrul ăsta. Este extraordinar. Deci, revenind, apostolul Pavel n-a putut să-și dea seama de ce n-a văzut decât după ce 3 ani de zile a stat și s-a luptat cu Dumnezeu până Dumnezeu i-a arătat tot. Da, poate că găsiți mai aproape, că e scump zborul până acolo. Și eu am răspuns. Totuși, la început au văzut. I-a întrebat și pe preoți, unde trebuie să vină împăratul? A văzut? Știi ce? Irod n-a văzut nimic. Nu Irod. Irod a văzut politic. Irod a întrebat pe preoți unde trebuie și preoții au văzut, au știut unde se naște Mesia. Ce au văzut? Au știut Betleeme, frata, au citat texturi din Vechiul Testament, dar n-au văzut nimic, n-au văzut sanctuarul ceresc, n-au văzut steaua, n-au văzut nimic. Evenimentele astea au trecut pe lângă ei ca... Eu știu, în fața unor lemne care erau puse acolo pur și simplu și care nu știau nimic. Asta a fost realitatea lor. Realitatea asta ține de planul recurent al lui Satan față de poporul lui Dumnezeu. El dorește ca lucrul ăsta să se întâmple astăzi cu fiecare dintre noi. Și se întâmplă. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Noi nu avem o imagine completă și reală despre modul în care Dumnezeu organizează societatea noastră prin cei care sunt puși în locuri administrative și de conducere. Datorită comunismului, datorită faptului că am fost persecutați în timpul comunismului, noi am moștenit un soi de... distanțare față de primării, față de Consiliul Județean și față de președinte. Personal, vă mărturisesc, eu nu reușesc în Loma Linda să-i fac pe frații mei să se roage pentru conducerea țării. E bine sau rău? E bine sau rău? Dar nu este rău pentru că nu există o reavoință din partea lor. Noi ne-am fript cu ciorbă și acum suflăm și în iaurt, asta, atâta tot. În același timp însă Dumnezeu spune, oameni buni, să nu vă imaginați că minunile se întâmplă numai cu voi. Minunile se întâmplă cu orice om cu care Dumnezeu are un plan pe pământul ăsta. În Sfânta Scriptură se vorbește despre Cir, marele împărat medopersan, ca fiind unsul Domnului. În ce măsură un împărat păgân ca Cir putea să fie uns? Pentru că ungerea se făcea numai în cadrul profeților sau cu profeții și cu împărații. Și Dumnezeu spune, nu pe ăsta, eu l-am uns. Despre Nebucadonosor, ce fel de împărat a fost? Era uns sau nu? Când am citit textul care spune... regii ar dori să vadă lucrurile care le văd voi, cum le vedeți voi, iertați-mă. Păi vă gândiți că Nabucodonosor a visat visul respectiv din Daniel, capitolul 2, la voia întâmplării? El dorea să vadă lucrurile care le trăim astăzi noi și face parte dintre aceia cărora Dumnezeu le-a vorbit profetic. Eu nu vreau să intru în politica americană acum. Aș vrea doar să intru în Sfânta Scriptură și să înțelegem că Dumnezeu este Cel ce ocrotește. Dumnezeu este Cel ce conduce. Și El a recunoscut
Da, e adevărat. Frații mei, nu se poate. Ăsta e drept. Nu se poate ca într-o fracțiune de secundă să întorci capul exact când trebuie. Nu se poate. Iar dacă cineva spune că a fost întâmplare, înseamnă că dăm la o parte ideea de providență. Nu, omul ăsta a fost salvat de Dumnezeu. Acum, că pentru lucruri bune sau că pentru lucruri rele, e o altă problemă, le discutăm altă dată. Că și eu am opinia mea, dar nu discut aici și nu discut în sabat. Da? Eu cred că America încă mai are un rol mare de făcut în lumea asta și că ea va face ultimii pași profetici așa cum Dumnezeu dorește. Se poate întâmpla ca Dumnezeu să grăbească sau să încetinească lucrurile. Asta este o altă problemă. Dar oricum Dumnezeu ne-a adus aminte că El e acolo. În timp ce noi nu ne rugăm, în timp ce noi uităm spunând ceea ce Ellen White spune că a văzut la o masă aplicați asupra hărților persoanele de conducere ale națiunii și că în momentul acela îngerii lui Dumnezeu erau lângă ele ca să îi ajute să ia hotărâri, da? Normale. În timp ce Dumnezeu ne arată treaba asta, noi ar trebui să ne învățăm să ne rugăm. Și eu cred că ar trebui să ne rugăm în biserică, noi ar trebui să ne rugăm acasă, noi ar trebui să schimbăm oarecum mentalitatea noastră astfel încât lumea să știe că Biserica Adventistă de ziua șaptea este una dintre bisericile care susține mâna lui Dumnezeu la cârma națiunilor. Imaginea davidică cu David plimbându-se pe acoperiș este o tipologie profetică foarte serioasă. Este vorba de momentul în care un om se simte bine, toate lucrurile sunt la locul lor, și își ia pauză. Pauza este elementul cel mai periculos în viața unui creștin. Noi ne luăm pauză atunci când ne imaginăm că am ajuns la stadiul de înalt preasfințit, spre exemplu. Dacă mă întrebați cum e asta, uite cum este. În Biserica Ortodoxă ați observat că în momentul în care un individ moștenește o funcție sacerdotală și este făcut înaltul preasfințit calistrat, el până acum s-a numit Vasile, dar acum se numește calistrat, din momentul acesta omul ăsta nu mai păcătuiește. Din ce cauză? A îmbrăcat haina. A îmbrăcat haina. În momentul în care îmbraci haina, îmbraci o titulatură sau te așezi pe o anumită postură și spui că sunt ok, în momentul acela încetezi lupta.